teroriștii, ce mai ziceți voi? Vă mulțumesc chiar și pentru aprecierile voastre, pentru faptul că vă uitați, pentru că faptul că vă uitați voi la ceea ce facem noi aici, indirect pune presiune pe noi. Și nu-i rău. Pentru că asta ne obligă să mergem la mai adânc, să mai cercetăm, cu alte cuvinte, să nu ne plafonăm. Pentru că există mereu riscul ăsta. Când ai impresia că faci aceeași treabă în fiecare zi, deja o știi, nu mai ai tendința de a săpa un pic mai la adânc, de a merge mai sub superficie. Așa se întâmplă tot timpul în viață, de fapt. Suntem de multe ori incomozi. Și preoții suferă de aceeași problemă. Comoditate. Ai impresia că știi, gata. Ți-ai făcut datoria, ai rezolvat problema. Ei, nu. Și cum astăzi o să vorbim de fericirea patra, fericiți cei ce flămânzește și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura, mi-a picat în mână niște notițe al lui padre Alberto Maggi. El face o analiză a limbii grecești folosite în Evanghelie, dar vorbește și de fericiri. Și afirmă padre, între altele, face niște observații faine de tot. Prima ar fi că se lasă ideea, deci cel puțin în Occident s-a trăit până nu demult cu ideea asta, falsă de altfel, că ceea ce era considerat ghinion și suferință de omul normal, în predica bisericii, devin condiții de privilegiați. Cu alte cuvinte, dacă ești sărac, dacă plângi, dacă ești nedreptățit, trebuie să rămâi în condiția asta. Ești fericit, doar așa poți fi fericit. Și asta e ideea falsă. Și tot padre spune că, de fapt, din unele greșeli de traducere s-a ajuns la ideea asta și de aici la altă idee falsă. Ideea că, cum că religia, credința creștină, ar fi un opiu al popoarelor. Totul pleacă de la unele traduceri făcute mai pe genunchi, mai la repezeală. Și tot padre spune, la un moment dat, și aici citez, în realitate, vestea cea bună nu constă în a-i considera fericiți pe săraci, pe cei ce plâng, pe cei nedreptățiți din lume. Ei vor fi fericiți când situația lor se va sfârși. Și asta e ceea ce spun, de fapt, fericirile. O promisiune, o lucrare, în același timp, dar și un angajament din partea lui Dumnezeu făcut omului, în favoarea omului, la care suntem chemați cu toții, mai mult sau mai puțin credincioși sau chiar necredincioși. Și aici aș face așa o paranteză eu, de la mine. Ideea cu drepturile omului, care la un moment dat a fost și pusă negru pe alb, se face atât, toată lumea știe de el, nu? E de origine creștină, dragilor. Și necredincioșii promovează drepturile omului, pentru că ideea de dreptate o avem cu toții. În cazul nostru, ca să ne întoarcem la fericiri, tot padre Alberto identifică și o schemă. În fericirea asta, situația de suferință, deci nedreptatea, setea după dreptate, setea și foamea după dreptate, că sunt cele două nevoi esențiale ale omului, și acțiunea lui Dumnezeu. Pentru că aceia se vor sătura. Dar nu neapărat aici. Fericiți că vor și caută dreptatea, dar nu neapărat dreptatea lumească. Aici iar e o paranteză de făcut. Nu dreptatea aici, a omului, după mintea noastră, ci dreptatea lui Dumnezeu, care va fi, asta e sigur. Și, cum am zis, documentându-mă pe tema asta, am găsit niște cuvinte de lui Origen. Origen arată că legea naturală se cuprinde după principiul general. Nu face altuia ce ție nu-ți place. O știm cu toții. Și că el afirmă că această lege este comună și înscrise în inimile tuturor oamenilor. Depozitul ei e mintea, un sicriu de aur în care se află tablele legii. În minte avem înscrise legea lui Dumnezeu. Și spune tot Origen că mintea trebuie însă să fie tot de aur și curată. Între timp, completează Lactanțiu, că astea le-am citit toate în cartea Părintelui Cosma legată de fericiri și triadă. Lactanțiu, care era un păgân până la urmă, a fost un păgân, un filozof păgân, numit de Diocletian la Nicomedia ca titular de catedră de filozofie. La rândul lui a fost și persecutat de Diocletian după ce s-a aflat că s-a convertit la creștinism, dar noroc cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare, care le-a la el.
așa, pe scurt, ideea lui, istoria lui Lactanțiu. El spune clar, ideea de dreptate este cea mai curată glorie a minții omenești. Și aici aș vrea să fac o, iarăși, o paranteză actualizată, adaptată la zilele noastre. Pentru că, vedeți voi, în ziua de astăzi se trece cu impresia că toți au dreptate. Fiecare are dreptate. Toată ziua ne plângem de nedreptate, dar nedreptate după mintea noastră. Pentru că, din păcate, epoca modernă a băgat în cap omului că, indiferent de cum e, ce crede el, are dreptate. Și toți avem dreptate. Aici e problema cea mai mare. Nu mai avem un punct de reper sănătos, ci doar dreptăți și drepturi, cu alte cuvinte. Și atunci ne putem plânge toată ziua. Înțelegeți voi? S-a ajuns la un moment dat la aberații. Sunt unii convinși că ei știu tot, pot face tot, au mereu dreptate și bineînțeles că se plâng de nedreptatea celorlalți care îi persecutează. Pentru că omul, din păcate, omul modern, a ajuns să nu-și mai cunoască limitele. Nu pot să susțin că eu știu matematică, de exemplu. N-au cum. Nici să-mi dau cu părere despre matematică decât așa. Doar în superficie ce cunosc eu, superficialul ce știu. Și așa mai departe. Dar sunt unii. Uitați-vă în jur acum, mai ales acum cu pandemia sau COVID-ul, să ieși în evidență la modul cel mai clar. Faptul că toată lumea are dreptate. Sunt unii care habar n-au ce e la un virus, dar își dau cu părerea. N-ați văzut câți experți pe Facebook și pe diferite canale de social media sau pe YouTube? Toți știu ce e cu virus. Da. Ce dacă n-au studii? Dar le-a spus Google. Înțelegi? Și asta e problema cea mai mare în ziua de astăzi. S-a pierdut, de fapt, ideea de dreptate general valabilă. Care e Hristos? Evangheliile. Și se vede clar că nu le mai cunoaștem. E evident. Când un creștin consideră că virusul e doar o conspirație și își dă cu părerea despre toate astea, în loc să-și pună totuși o măscuță pe nas, că până la urmă și să nu fie așa. Dar se moare din cauza asta și să nu fie așa cum ziceam. Ce pățești dacă respecti un pic pe cei de lângă tine? Nimic. Dar nu. Noi știm mai bine. Îs iluminații, îi masoneria, îs ăștia care au ceva cu biserică și vor să închidă și atunci le trebuia o scuză. Și uite că o găsit-o, mă, virus. Care de fapt nu există, între altele. De fapt, scuza virusului, m-am mai auzit și aberația asta, că o lansat ideea oculta mondială, bineînțeles, ideea de virus, ca să ne țină în casă să poată planta între timp antene de 5G. 5G. Ferească Dumnezeu ce aberații, măi, fraților. Vă dați seama că aceeași părere avea unii, tot dintre creștini, din păcate, despre rețelele de energie electrică. Serios, am citit un pic pe tema asta și când a apărut energia electrică și a început să fie electrificat Parisul, de exemplu, erau foarte mulți care urlau că aia aduce moartea, nu se poate, nu se face. Până la urmă nu a fost nimic, bineînțeles. Deci fericiți cei ce flămânzești și însetează nu neapărat de dreptate, ci după dreptate. Și mai fericiți, mai ales în ziua de astăzi, care caută dreptatea acolo unde o pot găsi, la modul serios. Nu și-o pierdu punctul de reper, Hristos. Asta e de fapt. Nu ești fericit dacă ești nedreptățit după mintea ta. În niciun caz nu te fericește Dumnezeu pentru asta. Pentru că după mintea ta, tu care ai dreptate non-stop, e clar că ceilalți toți nu au dreptate, dar te nedreptățesc, te persecutează. Asta nu, la asta nu se referă Hristos, să știți. Dumnezeu îi fericește pe cei care caută dreptatea și știu că o vor găsi, dar nu aici. În lumea asta n-are cum să fie dreptate, pentru că oricum ar fi, e tot dreptate după mintea umană, mintea omului, care e limitată, oricât de curată ar fi. Dreptatea lui Dumnezeu o vom cunoaște doar în momentul venirii lui sau când ne ducem noi la el. Atunci vom vedea de fapt ce înseamnă dreptate. Înțelegeți, vă? Pentru că Dumnezeu, de fapt și de drept, are alte priorități față de noi. Față de cum le avem noi, cu alte cuvinte. Omul, pentru dreptate, de multe ori sparge capuri. Nu e o problemă. Dumnezeu nu. Dumnezeu, iubirea la Dumnezeu e mai mare decât dreptate. Că dacă ar fi după dreptate, noi n-am fi aici. Acum nu v-ați uita aici la mine și nici eu n-aș putea să vă spun toate astea. Dacă ar fi după dreptate. Dar nu. Dumnezeu ne iubește.
și de mult eu îmi iubesc atât de mult încât își lasă dreptate departe. Asta doar ce putem bănui noi, vă dați seama cât e de adânc, de adâncă mintea lui Dumnezeu. Noi încercăm ceva pe acolo, reușim cât de cât și când reușim deja e bine, omenește vorbind. Dar cum va fi în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu promite dreptate pentru cei nedreptățiți. Dar, cum s-ar zice, nedreptățiți pe bună dreptate. Sună paradoxal, dar așa e. Înțelegi? Asta e ideea. Ceea ce vreau să spun acum e asta. Nu deja avem fericirile în cadrul Sfintei Liturghii. Nu deja le avem după ce afirmăm mai cui suntem în antifonul al doilea. Unul e născut, Fiule. Nu? Spunem că suntem al lui Hristos, știm, indicăm de fapt unde avem dreptatea. Cine e dreptatea noastră? Că de fapt asta e ideea. În biserică nu există ce e adevărul, ce e dreptatea, ci doar atât. Cine e adevărul, cine e dreptatea, cine e iubirea, nu ce e iubirea. Noi avem persoana care le are, le întruchipează pe toate. Hristos, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Înțelegi? De fapt, ceea ce vrem să spun acum, seara asta, e tocmai asta. E seara aici când fac eu treaba asta. Dreptatea noastră e bună până la un punct. După mintea noastră, de multe ori poate fi un paradox, o tâmpenie, de fapt, și de drept, când nu ai puncte de reper sănătoase. Când mintea nu-i ideală, cum zicea Origen, nu-i curată. Când e virusată de toate părerile lumii. Că har Domnului nu lipsesc, mai ales decât cu internetul ăsta. Și când multă lume tot ce vede pe un ecran consideră adevăr absolut. Înțelegi? Asta e ideea. E asta ce vreau să spun. Legat de a patra fericire. Fericiți ce flămânzesc după, și însetează după dreptate. Adică Macarios, un fel de, nu știu, urare. Ești fericit, măi omule, că tu cauți dreptate. Fii fericit pentru că Dumnezeu ți-o va da. Da? Din păcate, s-ar putea să ai o surpriză, că nu va fi după mintea ta, atâta. Dar, cunoscându-ne, raportându-ne corect la Dumnezeu și la învățătura Lui, putem să bănuim cam cum va fi. Asta. Să nu ne dăm noi cu părerea despre dreptate. Important e ca noi să nu facem strâmbătate. Atât. Din interesul personal, din egoism, urmărind tot felul de, până la urmă, mici interese. Pentru că oricât de mare fi, tot mici sunt în raport cu bunătatea lui Dumnezeu, cu dreptatea Lui, cu iubirea Lui. De aceea, dragi moșului, aveți mare de tot la dreptatea voastră. Trebuie să fie pe cât posibil, omenește posibil, sincronizată cu dreptatea lui Dumnezeu. Și pe cât posibil, iarăși, pornind de la cum acționează Dumnezeu cu noi, să nu vină înaintea iubirii. Că atunci nu-i drept. Înțelegi? Cam asta e ideea. Asta e ceea ce vreau să spun acum legat de fericirea a patra. Data viitoare va veni fericirea a cincea și tot așa. Pe când o să terminăm noi cu explicatul Sfântei Liturghii, ar putea să treacă tot anul ăsta și vine și anul viitor și trece și ăla, cine știe. Dar ceea ce contează pentru mine e să înțelegem foarte bine ce se întâmplă în biserică în timpul Sfântei Liturghii. De ce tot așa și nu altfel? Și după ce am înțeles toate aspectele astea, sper să asistăm mai responsabil la Sfânta Liturghie acolo. Să nu fim doar spectatori cu mintea, cine știe pe unde. Înțelege. Pentru că în cadrul Sfintei Liturghii se întâmplă cel mai minunat lucru pentru noi și cel mai paradoxal lucru pentru lume. Numai care nu înțelege, din afară bisericii. Dumnezeu se transformă, vine pe masa noastră, pe masa altarului, sub formă de pâine și vin. Ni se dă concret. Și nu degeaba și în fericire, e vorba de foame și sete. De fapt, noi, care sper că e așa, însetăm și flămânzim după dreptate, de fapt, mâncăm și bem dreptate. Îl avem pe Dumnezeu. Pare o idee paradoxală, dacă stai să vedești bine. O nebunie curată. E ca și ideea de cruce, cum spune Pavel. Crucea, pentru cei ce cred, e mântuire. Pentru ceilalți, e nebunie curată. Sfânta Împărtășanie, pentru noi e totul. Pentru alții, ai doar niște pâine și vin. Înțelegi? De aia,
totul, omenește vorbind, e chestie de puncte de vedere. Dumnezeiește vorbind, nu. Acolo deja există un singur punct de vedere, o singură dreptate absolută, îmbinată cu iubire, cu tot ce vrei. De-aia dreptatea lui Dumnezeu va ferici pe cei care o caută. Da? Atunci când va fi. Pentru că în lume nu o vom găsi, asta e clar. Dar, până una alta, nu uita să dai un like acolo jos, mai comentează tot acolo jos, dă-ți cu părerea, mai trimite câte un WhatsApp sau scrie tot acolo jos, cam ce te-ar interesa să continuăm data viitoare. Pe lângă fericire, știți că doar facem pastila de catehism, video ăsta cu pastila, și între timp mai facem câte unul. Ori legat de Evanghelie care s-a citit duminica la biserică, ori pur și simplu legat de niște teme propuse de voi, de cei care se uită. Așa că, dați-ne idei, obligați-ne să punem burta pe carte, să-i dăm de lucru și lui Călinache. Că și el are de lucru aici, l-a elaborat video ăsta, mai taie de colo, mai pune din colo. Bine? Vă doresc o săptămână bună, să aveți grijă de voi. Și ne vedem data viitoare. Ciao, teroriștii!